respect, prețuire, sprijin și multă iubire. Valori, principii și jurăminte. Cu toate acestea, un el și o ea pornesc la drum și întemeiază o familie. Peste mulți au trecut deja, fericiți, bogați sau săraci, 25 de ani. Amintirile sunt încă vii, iar ele se leagă de copiii care acum, deveniți oameni mari, vor să le spună părinților mulțumim. Și o fac cu bucurie pregătindu-le mare taină, nunta de argint. În emisiunea de săptămâna trecută, soții Nicolae și soții Constantinescu și-au dat seama pe deplin cât de mult îi iubesc și îi apreciază copiii lor. Haideți să vă spun, e nunta voastră de argint? Haide, ăsta-i buchetul tău. O să fii mirată. Mami, unde este tati? Tata, fă-ți un mențiu. Cochica, vină repede, cochica! Lasă-mi jos, că mi-e murdărit. Mami, tati, vreau să mă organizez căsătoria de argint. Vreau să mă arăt că mă iubesc. În emisiunea din această seară, fiica soților Gherghiceanu din Ploiești va fi cea care le va spune părinților cât de mult îi prețuiește pentru tot ce au făcut pentru aceștia. Mami, tati, astăzi este nunta voastră, nunta de argint. Ziua mea, dar nunta voastră de argint. Tot în această seară, Elena Tudorache va încerca să răsplătească dragostea care i-a fost oferită și o va face tot cu dragoste. Să rămână! Este nunta voastră astăzi? Sunt cei de la Prima TV. Am venit astăzi aici să vă fac nunta de argint. 7500 de lei și multă dragoste, copiii ajutați de frați, surori, trebuie să organizeze în doar 6 zile nunta de argint a părinților. Iar surpriza nu trebuie dezvăluită până în ziua nunții. Bună, sunt Elena, am 18 ani, învăț la Liceul Industrial 1 Mai. Și am apelat la această emisiune pentru a le face o surpriză părinților mei. Aceștia fac 25 de ani de căsătorie, iar cu această emisiune sper să le fac o surpriză extraordinară. Bună, mă numesc Alina Ghericeanu, am 22 de ani, sunt din Câmpina, un oraș foarte frumos, primitor și curat. Locuiesc în Câmpina cu părinții mei, facultatea antrenatoră în acestea, turism, îmi plac foarte mult plimbările, în aer liber, îmi place foarte mult muntele. Sunt o fire foarte veselă, cochetă, îmi place să mă aranjez foarte mult. Acest lucru cred că îl moștenesc de la mama mea. Ne place să ne aranjăm amândouă. Mama o consider mai mult decât mama, este prietena mea cea mai bună. Cu tata la fel, consider mai mult decât tata, este un prieten, îmi dă sfaturi și mă ajută în multe probleme pe care le am. Dar haideți acum să mergem acasă, să vedem mai multe despre relația lor, să vedem ce ne spune mama, bunica, bunicul și mătușa, pe care am rugat să fie alături de mine. Cuplu monden cu vechime în căsnicie va desemna la final un câștigător, ținând cont de povestea de dragoste a celor două cupluri, cadoul surpriză pentru părinți și felul în care va fi organizată nunta. Locul întâi va pleca un weekend în Europa, iar locul 2 se va bucura de un weekend în țară. Excursiile sunt oferite de Kiss Travel. Mai avem 7 ani până facem 25 de ani. Te rog frumos, nu mai da din casă. Tăiați-vă, rog. Da. Tatălui meu îi plăceau foarte mult ochii mamei. S-a îndrăgostit de doi ochi verzi. Iar mamei îi plăcea fizic de tata. Tata era înalt, solid, era bine făcut. A fost dragoste la prima vedere. Mama lucra la o cofetărie, iar tata era client fidel. Avea o prăjitură preferată. Ehe, era pe vremea când tinerii mai mergeau încă la cofetărie, pentru că nu prea erau cluburi și nici nu auziseră de moluri. Dar să nu fim totuși răi. Mai bine haideți să auzim cum procedau pe vremuri doi tineri care se plăceau. Noi lucram împreună la cofetărie.
dar lucram pe schimburi diferite, deci niciodată nu reușeam să-l văd și eu. Luminița venea la mine și îmi povestea, uite, am un băiat care mă vizitează, e client fidel, o prăjitură în fiecare zi ora 12, dar mă privește așa cu niște ochi, ca și cum e îndrăgostit de mine, nu știu ce să fac și mie, sincer, îmi place de el, cum să fac? Păi zic, când mai vine, oferi tu o prăjitură din partea casei. Și apoi o să o invite și tata la... Chiar așa s-a și întâmplat. Aici sunt eu cu Luminița în fața cofetăriei, în perioada în care s-au cunoscut. Ea pe vremea aia stătea cu chirie la o bătrânică. Era mai severă, nu prea îi dădea voie să viziteze cu băieți acasă, cu străini. Și atunci noi, dacă eram prietene foarte bune, am invitat-o să vină cu el la mine acasă. Din clipa în care s-au văzut, unul pe celălalt s-au plăcut. Din câte am auzit de la mama mea, ei au făcut nunta în 3 luni. S-au cunoscut în primăvara-vara anului 1985. Și au făcut nunta. 3 luni de zile, da, au făcut nuntă. Mama mea a fost mireasă de 2 ori. Pe vremea aceea trebuia să facă nuntă, să facă 2 anunți, practic. Nu erau amândoi din aceeași localitate. Mi-a spus că tata a avut pretenția să facă și să fie și la el în sat mireasă mama, să o vadă lumea și da, acolo mireasă. Da. Deci așa se făcea pe vremea aceea. Da. Sâmbătă una, duminică una. O dată la mireasă, a doua oară la generică. Da. Și acum urmează a treia nuntă, nunta de argint. Deci nu-mi vine să cred nici mie. Chiar nu cred că se așteaptă la un așa eveniment. Deci, a fost cucerită cu o prăjitură? Da, da, a făcut 2 nunți, vezi? Uite de la o prăjitură ce a ieșit. Ca să aflăm povestea soților Gherghiceanu, mergem de la Ploiești aproape, la Câmpina. Aici, Adina știe destul de multe despre părinții ei, dar credibilitatea este sporită de martorii iubirii vechi de 27 de ani. Ce era mai frumos și nou apărut pe piață de azi foarte, Teodor? Aici am câteva poze cu mami și cu tati. Uite, s-au cunoscut acum 28 de ani. Tata a încercat să o cucerească pe mama, făcând un pariu cu un prieten de-al lui, că o să o cucerească. Nu a fost doar un pariu, el chiar era îndrăgostit foarte tare de ea. Eu am fost cupidonul lor, eram un pic spionul casei și spuneam lui programul ei ca să poată să o urmărească. Ăsta este unul din bilețele. Când pleca el la facultate sau ulterior la serviciu, în fiecare zi scria un bilețel de dragoste, iar la întoarcere o garofă albă. După aia s-a transformat în trandafir alb. Da. E un romantic incurabil, taică-ta. Am cucerit-o în fiecare zi și în fiecare minut. Chiar și după ce s-au căsătorit. Și după ce s-au căsătorit, după mulți ani. Să vedea dragostea lor, să o dau din priviri, tot timpul se sărutau, se îmbrățișau, se alintau. Bunicii Adinei ca bunicii. Vor și ei să intre în discuție și o fac cu plăcută aducerea minte. Mai ales că au încurajat încă de la bun început alegerea făcută de fiul lor. După ce s-au cunoscut, noi trebuia să plecăm în concediu și aveam planificat să plecăm la Phoenix. Și atunci el zice, știi, eu merg, dacă o lua și pe Teodora. Zic, bine, eu sunt de acord, dar părinții o lasă. A trebuit să mergem împreună noi, să o cerem la părinți ca să meargă cu noi în concediu. N-a trecut. Deci ne-am întors în 25 august, mi-amintesc parcă ieri. Și în 29 zice, știi ce, vreau să mă însor. Dar tu o cunoșteai pe Teodora de când era 3-4 ani. Eram colege de serviciu cu mama ei, o cunoșteam de mică, dar nu știam că asta va fi noră cândva. De unde? Nu ai făcut mata cunoștință? Da, nu i-am făcut eu cunoștință, chiar târziu am cunoscut-o. A fost o zi superbă, ziua lor de nuntă. Și tu când ai apărut, îți dai seama că a fost ceva... Supra. Știi ce era frumos? Ca să aibă grijă de mama ta, pentru că tu erai extrem, extrem de rea, așa, și nu dormeai. În fiecare noapte, tatăl tău te lua cu mașina, te plimba, numai așa dormeai, da? Ca să o protejeze pe mama ta să poți să doarmă, știi? Da. Dragoste ca a lor găseta, prin cărțile de povești. Cred că nu există femeie să fi primit atâtea flori cât a primit eu. Nu trebuie uitat că fetele au un buget de 7500 de lei, cu care în 6 zile trebuie să organizeze nunta. Aceasta implică găsirea localului potrivit și alegerea meniului, programarea slujbei religioase, invitarea oaspeților, cumpărarea verighetelor, a hainelor, comandarea unui tort, decorarea restaurantului și, la fel de important, un cadou surpriză care să-i reprezinte cât mai bine pe părinți.
Cel mai bine pregătit eveniment va fi premiat cu o excursie în străinătate. Locul al doilea, bucurându-se de o excursie în țară. Ambele oferite de Kiss Travel. Știu că tata lucrează duminică. Deci va trebui să-l sun pe șeful lui taicătul, să-l anunți, să-l învoiască. Vedem dacă răspunde. Alo? Bună ziua, domnul Ionescu. Sunt fata lui Tudorache Andrei. De ce v-am sunat? Duminică noi avem un eveniment în familie. Părinții mei împlinesc 25 de ani de căsătorie. Vă mulțumesc mult de tot. Și v-aș ruga, știu că duminică tata lucrează. Da, și v-aș ruga dacă se poate să-l învoi și pe el. Și dacă se poate să veniți și dumneavoastră cu soția. E secret, el nu știe nimic. Nici să nu vă dați de gol, domnul Ionescu. Deci să înțeleg că duminică puteți veni și că tata este învoit, da? Și vă așteptăm. Vă așteptăm duminică. La revedere. Am rezolvat-o. Bravo, mă bucur. Șefule, să ne trăiești! Te punem în capul mesei lângă Naș. Cât despre domnul Gherghiceanu, n-are nevoie de învoire. Are nevoie, în schimb, de altceva. Mă duc până la ușă. Atunci? Mă cheme înăuntru, dar fii repede, hai, că dacă mă cheamă, îți spun. Vreau să îți spun că vineri este nunta lui mami și lui tati. Care nunta? Nunta lui mami și lui tati, de argint. Își fac nunta? Hai, mai las. Și ei nu știu? Ei nu știu nimic. Decât dacă vrei să fii de acord să fii nașilor, să nu... Hai, mă, hai, să scrieți, n-ai făcut-o, mă! Nu se poate! Extraordinar! Foarte, foarte fain! Hai tu, ne faci nu te-ai reacțin! Ce zici? Îți spun, dacă vrei să te și ajut cu ceva... Totul trebuie să fie secret. A, față de ei! Față de ei, bineînțeles! Deci e chiar o surpriză! La cei 18 ani, Elena nu prea a avut bani pe mână, dar i s-a tot spus să fie chipzuită și cu băgare de seamă. Lucruri asumate de altfel. Aș vrea să negociez la un meniu. La două feluri, la trei feluri, ceva. Depinde de prețuri. Eu am cam 30 de persoane. Dumneavoastră ce mi-ați oferit? Păi, de exemplu, ar fi un meniu la trei feluri cu un aperitiv, la vreo 12 piese, un file de șală cu legume mexicane și cartofi și la felul 3 un mix grill de carne cu cartofi cu chimen, tot salată de varză cu mărar. Cotlet de porc, piept de pui, doi cârnați. Asta este 100 de lei de persoană. Da. Nu știu dacă m-aș încadra cu banii. Păi, ținând cont că aveți 30 de persoane și totuși sunt destul de mulți, aș putea să vă fac un discount până la aproximativ 85 de lei. Aha, este foarte bine. Și scaunele, dacă s-ar putea îmbrăca? Da, sau... da, se poate. Avem îmbrăcăminte și pentru scaune și pentru mese. Exact în tonul restaurantului, prețul este 3 lei de scaun. Da. Și sala mă costă ceva să închiriez? Nu, sala nu se plătește. Și un bun negociator. Trebuie să mă învoiesc pentru acest eveniment, să-l organizez nunta părinților mei. Sunt foarte stresată că ei mă sună continuu. Mama mă sună că ar trebui să merg la masă, la pauză. Tata se uită de mașină, că nu-i mașina în față. Sunt foarte stresată, sper să iasă foarte bine. Afară este căldură fantastică. O juntadoră și după aia ce căldurile. Da, cam așa e var. E cald, dar în mașină e bine. Este aer condiționat. Dar ia stați așa. Adina, ți-a venit cumva vreo idee? Mi-a plăcea foarte mult o mașină de epocă să-i duc pe mama la biserică. Toate văd că sunt din București. Cred că am să sună un număr din București totuși, măcar să văd informativ cât ar costa. Nu-mi răspunde nimeni. Organizăm nimeni. Dacă zice, limuzina, unde-i... Alo? Alo, bună ziua. Aș vrea să închiriez o limuzină. Nu, vă trimiteți un mail și vă răspund la el, că acum chiar nu pot, că nu sunt la birou. Mai caut ceva, nu? Am. Aveți cumva și mașini de închiriat? Nu. Nu. Nu, transport nu. Nu. Muzică? Sunt ocupat, nu mai au locuri, dar prin octombrie. Am înțeles. Mulțumesc pentru informații. Bine, la revedere. Cum de nu s-a gândit Adina? Păi la muzeul satului n-a sunat și poate aveau o trăsură și doi cai. Iar n-am luat cu vorba. Mai bine o însoțim pe Elena la cumpărături. Modelul acesta cu aura alb pe mijloc, că de regulă acesta e recomandat. Asta pentru tata cred că ar fi mare. Următoarea măsură. Că asta s-ar potrivi. Asta da pentru tata și pentru mama aici. Acestea rămân. Îmi face și mie prețul.
Eu am un buget limitat în care trebuie să mă încadrez. Sper ca în jurul la 7-8 milioane să mă încadrez. 718, da? Da. Rămân, da? Da, rămân. Banii ăștia bată-i vina. Cum de ce? Păi și Adina se lovește de aceeași problemă. Am uitat să vă spunem. Adina vrea să lovească vreo 3 iepuri dintr-o lovitură. Tariful mașinii de epocă începe de la 400 de euro. Asta este destul de mult, nu? Vă recomand cu căldură limuzina, care înseamnă ca și tarif undeva la 120 de euro pe oră. Și la muzică? Prețurile încep undeva de la 1500 de ron, depinde de formație. Frumați. Dacă nu live, ceva DJ sau ceva mai, o bandă, ceva să poate să... Poate fi muzică electronică, DJ, console și da, da, da. Aparatură profesională. Așa, e ceva mai ieftin? Undeva la 1200 de euro. Da, da, da. Elena le ia pe rând. Restaurant, verighete și acum aranjarea slujbei religioase, că doar suntem creștini. Vă trebuie două inele de argint de obicei, două lumânări, da. Și naș. Aveți naș pentru ei? Normal, bineînțeles da. Că avem naș. Da. Fără naș nu se face nuntă. Perfect. Adina vrea ca părinții ei să arate impecabil. Are gusturi, este destul de pretențioasă la haine, premise bune deci pentru doi miri bine îmbrăcați. Nu știu, o rochiță nu foarte lungă, nu foarte scurtă, undeva pe la genunchi, mărimea 44. Așa, mai am o fetele, o cupaz. Nu, că e scurtă frica. Asta, ați, o să o desfac să mă uit mai bine la ea. Aș vrea să văd cam că mama este un pic mai mare ca mine, un picuț, o mărime, cred. Aș putea să o probez, să văd... Da, sunt acolo ca binețele. Mulțumesc? Da. Ehe, așa da. Ia să vedem. Ia să vedem. Da, ei vine bine. De vară, puțin decoltată, puțin, nu? Așa, o piruetă în fața unei oglinjoare, chiar. Cine e cea mai frumoasă din țară? Foarte frumoasă, cu mine și mami. Da. E frumoasă rochița, ce mai? Credem că rămâne. Da, foarte frumoasă. Pe ea mai mult interesa cum îi stăi cu rochia, nu neapărat pentru mama ei. O lăsăm acum pe Adina să se mai uite prin magazin și noi mergem la Ploiești, acolo unde Elena, un pic nesigură pe ea, trebuie să mai rezolve ceva. Doriți tot pachetul de la noi, lumânările, buchetarele, aranjamente pentru mese în local. Da. Și bănuiesc ceva pentru mașini. Niște pompoane pentru mașini. Ok, să rezolvăm. Ca flori, ce ați prefera? Eu zic că un trandafir mov mare. Da. Și cel mic să fie alb. Alb, da. Pentru naș. O să mergem pe un trandafir somon și cu același trandafir micuț alb. Da. Uitați, așa o să arate o lumânare, dar da. Puțin mai mică decât aceasta. Da, foarte bine. Pentru aranjamentele de masă. Vor fi cam 4 mese. 4 aranjamente. Localul o să fie un crem cu un maro. Un crem, ca să deschidem un pic. Da, un crem. Culoare. Un preț? Doriți aproximativ. Aproximativ. Un 760 de ron. Da. Este destul de bine, mă gândesc eu. Da. Uite, să-și pune o perică de pantofi pentru o rochiță așa. Perică de pantofi negri. Nu foarte mare, mediu. Așa. Un 36. Am noroc. Da. Să-l probez că mama e la picior la fel ca mine și pot să-l probez eu sigur. Da. Și acum, celor care nu știu încă bine ce se întâmplă în emisiunea noastră, le spunem că nu Adina se mărită. Ea doar cumpără garderoba pentru nunta de argint a părinților. Să fie într-un ceas bun. Iar ne-a mâncat limba. Sunt foarte frumoși, chiar. Da. Și vin foarte bine. Înapoi la Ploiești, unde și aici e vremea pentru cumpărarea hainelor. Elena nu vrea să le rateze sub nicio formă și de aceea apelează la ajutorul cuiva de încredere. Te-ai hotărât la o rochiță sau vrei să-i luăm un costumaș? Nu, aș vrea să îmbrac mama în costum sau da. Ceva de genul. Ea se mai îmbracă în viața de zi cu zi în costum da. Și nu aș vrea să îmbrac negru. Negru nu, în niciun caz nu avantajează pe mama. Roz nici atât. De asta mi-ar plăcea așa modelul, dar nu cred că este bună de mama mea. Și asta e o rochiță frumoasă. Haideți să vedem lungimea. Da. Va trebui foarte puțin scurtată. Da, nu-i problemă, de rătuș da, se poate da. Este foarte frumoasă. Da. M-ar interesa și pe mine un costum pentru tata. Negru, ceva? Da. Am o hârtiuță cu niște măsuri. Dacă aveți un centimetru să-mi dați.
Iertați-mă puțin. Am sacoul, am luat 52 și la bătălie am măsurat din nasture în gaură și am la 96. Este înalt? Nu este, este un pic mai spun și are un pic de burtă. Posibil să se civească cu talia 2. Da, pe iscria 52,2. Da, și le avem cu 1. Haideți să... Dați-mi să măsor un pantalon. Pantalonul i-am luat de aici până aici. Totul, circumferiță am luat. Tot circumferiță. Așa? 96. Bun? Da, chiar 96 băcări. Lungimea nu contează că trebuie făcut timp. Deci nu este... La lungime oricum nu găsesc. Poate mai mic, da. Dar nu, se poate face. Dați-mi să văd și cât e lungimea. Aici am luat acasă 78. Atât de unde ați măsurat? Da, aici dintre... Da, cred că e mai lung, sigur. Să nu, dar nu contează lungimea. Contează circumferința să-i vină la talie. Contează să-i vină aici la bust, contează umărul sacoului, contează și la mânecă, dacă e un pic nu se scurtează. Deci nu-i problemă. Până la urmă, vânzătoarea a convins-o pe Adina, așa că o putem însoți pe Elena, care apelează la prietena mamei pentru a o ajuta la alegerea tortului. Asta e tortul belcolade. Apropo, e cofetară prietena mamei. Este foarte mult. Câți invitați ai tu? În jur de 30. Deci asta înseamnă 4 kg jumate, 5 kg. Uite, eu m-am gândit la tortul ăsta, ce zici? Și scriem în mijloc casă de piatră să fie îmbrăcat în... marțipan argintiu și funda... Un turcoaz, cred că ar da bine pe... Fundița să fie turcoaz, nu? Da, fundița să fie turcoaz. Ar putea să scrie 25 de ani cu... Sigur. Ar putea să și pe mine un pantof la un costum negru, 40. Dar nu aș vrea cu șiret. Așa nu aveți, nu? Are picior mai larg? Nu chiar. Ia, asta mi-a plăcut mie foarte mult. Dar nu am mărime acum. 41 aveți? 41 sunt. Îi vreau pe aceștia, că mi-au plăcut foarte mult și... Că ai pus ochii pe ele. Am pus ochii, da. Mi-a plăcut de când am intrat. Uite o ramă, uite așa. Ce zici? E din argint, uite, cu două verghete. Hai să vorbim cu doamnele. Îmi doriți să ne uităm la o ramă? Da, ce este zici? Frumoasă. Îți place? Și mai ales că are și cele două verghete da, aici. Da, da. E rândul Adinei să se asigure că invitații vor fi răsfățați cu o delicatesă. Așa că nu-i mai rămâne de făcut decât să ceară cu siguranță ce vrea. Avem eu o idee, un tort în formă de inimă, se poate face? Da, cum să? Mi-aș plăcut așa un fel de două inimi, una peste alta. Ar merge așa? Da, cum să? Păi el nu se poate scrie ceva? Cum să nu? Probabil la mulți ani sau dacă aș dori să punem și ceva cu miri, nu știu. Da. Cred că ar avea legătură cu ei, că ei acum totuși nu mai sunt chiar miri. Nu mai sunt chiar miri. Dacă îmi dai ceva așa, nu știu, te văd ceva acolo cu niște porumbei. Sau lepite. Fără floare asta? Se poate fără floare? Poate, da. Dacă e alea pe tot. Da, alea merg frumos. I-am luat o pereche de pantaloni. Să vedem mărimea, că așa din ochi nu știam. Da, tata este mare. Am zis că are o burtică mai mare. Păi, cred că acesta e 64, cel mai mare. Cât costă? 360, sunt aproape. 360. Da, pantalonul să zicem să fie la aceeași mărime cu acesta. A, perfect! Adinei îi merg aproape toate caperoate, inclusiv diversiunea necesară organizării evenimentului. Este totuși încă un lucru nerezolvat. Dar tu de ce ai luat mașina asta? Pentru că mami cu tati mă zăpăcesc, m-au sunat de 10 ori el. Fiecare, că de ce mașina nu e la servici, de ce nu vin la pauză, la masă. Am înțeles. Da. Dar tu ți-ai luat zile libere, nu? Da, mi-am luat la servici liber. Mama nu poate să-i zic nimic, tata nimic. Ai reușit cu biserica? Ai vorbit? Nu, este o mare problemă cu biserica. Îl caut întuna pe preot. Nu-l găsesc, este plecat la sinistrați, nu știu, cu mai mulți preoți, nu știu cum se numește acțiunea asta a lor. Cu alb așa nu cred că i-ar place. Nu. A, uite ceva frumos. Da, uite, ăștia îmi plac. Ceva elegant, cu puțin toc. A, uite, 40. Aha. 40. Aaa, e frumos! Este și elegant și se potrivește și cu pantofi. Mai pun aici, mie îmi place. Pune aici frumos. E drăguț. Frumos și culoarea îmi place. E curat și pe aici, pe jos, văd. Hai să vedem și la baie, și nu, la să vedem curățenia. Nu? Hai să mergem acum. Păi, până acum apare... Da, până acum e curat. E foarte curat. Ne puteți ajuta cu ceva, vă rog? La prima vedere ne place. Putem să facem o rezervare, să fie sigură? Da. Da, acum putem spune că Adina este atentă la fiecare detaliu.
Deci nici nu mai trebuie să mai adăugăm că a ales la fel de atentă și meniul. Pereche de pantofi mai rezistenți, pentru că știi foarte bine că el este un mare dansator. Nu, nici mie nu. Hai să ne mai uităm. Aceștia ce spuneți? Ăsta ți-ar plăcea? Hai să ne uităm la el, să vedem că tata are piciorul puțin mai lat. Se mai lasă puțin? Da. Mie îmi place. Pentru că vrea ca evenimentul să fie unul pe deplin elegant, Adina vrea să mai puncteze un aspect. Da. Nu ați luat nici foarte elegant, aș vrea ceva mai... Uite, de exemplu, asta este foarte drăguță. Asta cu Romeo și Julieta. Ia. Vine la Julieta și o pupă. Foarte drăguță asta. Cum vrei. De părerea mea este că merge la ceva hasliv. Păi și eu nu vreau să fie... Nu numai o secundă, o părere. La ceva mai de suflet. Merge o invitație veselă, așa haslie, cu Romeo și Julieta. A, de fapt e Romeo și Julieta, nu-i desen animat. Bun. Da. Elena a pregătit totul. Acum nu știm cât de pregătită e lumea pentru ce va urma. Mami, asta este buchetarul tău. Sper să te bucuri de el. Hai, hai! Mami, nu trebuia să faci ce... Este din partea mea către voi. Vă iubesc foarte mult. Ce mă mică a tate, am vorbit cu șeful tău, deci tu asta nu trebuia să ai liber. Am vorbit cu el la telefon și a zis că îți dă liber numai pentru asta, pentru ce fac eu. Vreau să o oprim că ne dau la crâmile și nouă. Foarte sufletistă fata aceasta. Place. Mersi, tate. Pupă. Mersi. Mersi, tate. Ce? Aceasta e surpriza mea pentru voi. Mersi, tate. Mersi, nu mai pot. Deci nu plâng. La 25 de ani de căsătorie aveți hainele pregătite. Mama va merge la coafor. Băi, cine rică, măi? Domnișoara Andreasă, ce faceți? Doamne! Ce frumoasă, dar nu știu, cum ți-a venit ideea asta? Cum mi-a venit ideea? Am rămas fără cuvinte, dar nu la așa ceva nu mă așteptam. Extraordinar! Sper să fiți fericiți! Și tu ai fost complice? Doamne, Dumnezeule! Toată lumea! Tatăl e mai surprins decât mama. Vezi că bărbații sunt mai sensibili decât voi. Mie îmi place, pentru că femeile știu să facă față la orice, și la bucurie și la necaz. Acum era de bucurie, de ce să plângem? Tătuțul meu, stai liniștit! Da. El e un mai emoționat. Nu am cuvinte, Terminați, pur și simplu. Vă mulțumesc tuturor pentru gestul care l-ați făcut. Este cea mai mare surpriză a vieții noastre. Deci dacă am avut emoții în viața mea, aceasta este... Cea mai mare realizare, cea mai o surpriză nemaipomenită. Așa ceva nu e. Emoțiile sunt foarte mari pe ziua. Toată țara o să știe povestea voastră. Da. Am furat fotografii de acasă, am furat haine, am furat încălțăminte și tot ce trebuie. Am furat ghiulul tău, am fost la bijuterie și am luat vereghete pe mărimea ta. Deci tu nu știi nimic. Acum să vedem cum va ieși. Bine că stați bine cu inima. Da. Un extraverat, Tati? Nu. Acum, fiindcă știm despre ce este vorba, să ne distrăm. Foarte multă lume a fost antrenată în această activitate. Lida, mulțumiri, vă, ce să mai... Să fii sănătoși. Am făcut asta pentru voi, pentru că vă iubesc enorm de mult. Nu mai plângi. Noi știm, mămica, că voi ne iubiți. Nu mai plângi. Și voi sunteți pentru noi aer, oxigenul nostru. Te iubește, tate, foarte mult. Voi știți foarte bine. Tocmai de asta am vrut să vă fac o surpriză. Și cum mi-am dorit copiii. E de bine. Da?
Să ne trăiască copiii. Dă bună voie și ne răzbi de nimeni. Mă mai e o dată căsătorie? Să mai mă gândesc, O să prelungesc certificat de căsătorie. Da, da, deci măi, măi în căsătorie, da? Mai încercăm o versiune. Să mai venim acum și prea mare dragostea între noi ca să zici nu. Nu, e adevărat, e puțin zis așa. Ia ascultă eu. Ia-ți mireasă ziua bună. E bine! Am crescut băiat și fată, mi-e cu inima băgată. Am crescut băiat și fată, sunt cu inima băgată. Ne pregătim pentru coafor, mama. Da, ne pregătim, mămica. Ați închis șorba? Da, am închis-o. Rămâne eu să fac șorba. La distracție. Rămâne eu să continui cu șorba. Uite, mă vezi în salul român, că trece de la o stare la alta foarte repede. Tot, la început toată lumea a plâns. Acum, vezi, pentru un simplu cântec, deja mama ei a luat inițiativa și toată lumea e veselă. Dragă, știu, de atâta mare de ani m-am obișnuit. Să dăm o explicație. Soția mea nu este româncă, este de la Moscova. Așa că nu știu dacă trebuie neapărat să vină și la această. Părinții Elenei sunt oameni de viață și pe timp de criză. Am văzut asta, dar acum e timpul să ne întoarcem la Adina, care se ocupă de cadoul surpriză. Se pot pune și mai multe poze aici, două de exemplu, să spunem de ceva. Și aș mai dori dacă spart niște tricouri cu niște poze, da, pe ele. Cât este tricoul, la ce preț este? 65. Cu tricou, cu poze, cu toate. Atunci rămâne la ramă și la tricou. Ce mărim? 5M. Și 5L. Și ce fotografie? 1, 2, 3, 4, 5. Asta este foarte important, dar mai aveam una pe aici mai veche. 6, 7, 8, 9 și aș vrea invitația. Și pentru ramă, invitația pe prima pagină aș vrea-o și cu scrisul. Și pe spate aș vrea să pun bilețelul și în interior la tablou, tot din pozele acestea o să pun, cumva așezate, nu știu cum, aici. După ce le-a adus părinților televiziunea pe cap, copiii trebuie totuși să dea niște explicații. Eu am fost ideea. Ea a fost ideea, mami. Deci a fost, eu am ajutat-o pe sfârșit. Am văzut o emisiune, m-am gândit că voi faceți 25 de ani de căsătorie anul acesta și tot vrea să voi să faceți la țară ceva frumos, ceva cu mulți invitați. Și am zis așa, hai să-i facem o surpriză, mami, că se bucură de noi. Știi oricum că se bucură. Da, că te bucuri de noi. Că mi-aș fi dorit, dar nu credeam că o să ajung aici. Uite că ai ajuns. Să spun ceva așa în câteva cuvinte. Deci eu știi cum sunt, că după ce vin de la muncă eu mă încerc să mă bat la somn. N-am putut să dorm de 2 săptămâni, eu nu mai pot să dorm. A stat și a controlat șifonierele, a luat toate șifonierele la rând să vă măsoare, să vă nu știa la ce lungime, la cu, la lungime, la lățime, la întors pe partea înaltă, e casa întoarsă, invers. Nimeni nu s-a așteptat, nimeni nu știa absolut nimic. Doar că Elena a fost, cum să zic, foarte... Da. Nu mai plânge. Te rog frumos, nu mai plânge. Oricum plânge de emoție. Asta e un lucru bun. Lasă că am zis. Uite că șervețele aici. Prea multă muncă, mami. Chiar meritați asta. Și tu și tati. Nu îmi vine să cred că e realitate. Ce mi s-a întâmplat. Prea frumos să fie adevărat. Doamnă, ce să mai zicem? Aveți 2 copii frumoși. Mi scrisesem în agenda toate ce le aveam de făcut. Vreau să mai... tai din ele. Surpriza am rezolvat-o. Cumpărăturile le-am făcut ieri. Trebuie să mă duc numai am aranjat părul. Lumânările mă duc acum. Restaurantul l-am rezolvat și am rezolvat și invitația. Biserica, care trebuie să-l caut pe preot în continuare, îl tot caut. Acum mergem la lumânări. Bine ai venit, dragă mea. Sper că-ți place. Frumoasă ești. Da. Asta sunt cea mai frumoasă. Cea mai frumoasă, exact. Da? Tu ești singură? Cu ciorbica. Bun, mă duc să aduc hainuțele și ne vom îmbrăca și vom porni către biserică. Cea mai frumoasă mămică, da? Cea mai frumoasă mireasă astăzi. Normal. Normal, ești cea mai frumoasă. Și soțul meu este cel mai frumos. Mustăciul.
Da. Acum ea se duce să ia hăinuțele. Și eu mă gândeam cu ce mă îmbrac. Hey, hai că o să vedem noi cu ce te îmbraci. Eu mă duc să aduc hainuțele. Bine, bine. Să nu mai treacă timpul. Bine. Aștept. Adina a ales să comande florile în ziua nunții și chiar dacă este îngrijorată că nu l-a găsit pe preot, se poate concentra încă foarte bine asupra detaliilor. Pentru evenimente de genul acesta folosim așa ceva. Da, lumânările sunt ok și aș vrea buchetul se poate pe față decât nu împrejur. Da, da, da. Aș prefera trandafiri, apoi oferă trandafiri aproape în fiecare zi și oferă în continuare, sau mini roze. Toate că le văd mai frumoase mini rozele, mi se par mai drăguțe pentru... Sunt mai finuțe pentru că și lumânarea e mai delicată. Păi se poate face din mini roze culoarea acestea și poți să combin cu altă culoare? Bineînțeles. Cred că se vede bine cu roz, da? Da, e o combinație frumoasă. Vă spun sincer, am trăit, m-am născut a doua oară, cuvântul meu mână. Dacă știi ce clipe trăiesc eu acum la mână de față, până acum eram bun la în totalitate, acum nu mai am tot. Deci nu mai ne trebuie pastile. Nu mai ne trebuie pastile, suntem noi născuți, mai ales eu. Mama, așa o să fi mireasa astăzi. Sper că e culoarea care îți place. Am și niște pantofi pe măsură. O să-i... Super! Tati, acesta este costumul pe care îl vei îmbrăca astăzi. Le folosești cu plăcere. Să-i rup pantofii cu plăcere. Să-i rup cu plăcere astăzi, în această seară. Să dansezi. Mulțumim de suflet! Uită-te la pantofi dacă îți plac. Da? Costumul se vede cât de cât. Unde trebuie să ne schimbăm? Mama rămâne aici, iar tu în celălalt rând. Ai și gentuță mi-ați la doamne! Vezi ce înseamnă afecțiunea lor față de părinți? Chiar și băiatul fiind extraordinar de emoționat. Ai spus ce a spus tatăl lor? Am văzut. A fost bun la ce înseamnă un gest. Da, corect. Venit din partea copiilor. Adina a aranjat totul. Rămâne însă în continuare problema preotului nerezolvată, cu doar câteva ore înainte anunții. Chiar nu știu ce să mă fac, sunt foarte supărată. Chiar nu dau de preot în nicio formă. L-am tot sunat și nu știu număr, nu știu nimic. Sper să-l aflu, să-l sun măcar, să pot să vorbesc cu el măcar la telefon, dacă la biserică nu-l găsesc în nicio formă. Sunt va mai, poate merge cu mine, poate aflăm ceva despre el. Alo. Să rămână mamaie, ce faci? Ai fost unde te-am rugat la preot? N-a venit nici acum? Între 6 și 8. Un număr de telefon ai sau? Atunci sună-mă neapărat când ajungi acasă să-mi dai numărul măcar, să încerc să-l sun. Bine. În casa familiei Tudorache, multă veselie. Dar nodul, nodul la cravată, cum se face? Asta să fie problema în ziua de azi? Uite aici, aici, videoclipul. Hai să dăm un videoclip să ne... Deci trebuie cu cravata, după gât, partea mai groasă în partea stângă. Da. Da. Partea mai ține în partea groasă. Da. Se ia partea groasă pe dedesubt. Deci acum aveți partea groasă cu spatele. Da. Deci că am pierdut asta. Pargă foarte groasă pe sus, așa. Este gata, mai trebuie de glăb. Da, să reglăm. Da, să reglăm acum. Nu e bine. Da, e focușat. Vezi-mă că am eu al... Lasă-mă un pic pe mine că... Am eu altă albastră, mă răzvânit acum. Și care dânsul o cravată albastră de mult cu not, că acum de 25 de ani. Sunteți foarte bine. Mulțumesc. Nu mi iese nici mie deloc. Ia. Nu mai mergem, mă, să mai... Ba, da, mai pune o dată așa. Mai pune o dată așa. E greu, ce să faci? Pune partea groasă, este partea scurtă, sau se dă cu ta. Așa. Se ia partea groasă pe dedesubt. Partea? Se bagă partea groasă pe sus. Așa, vină cu partea groasă, așa. Deci pe la ora 12 noaptea va fi gata nodul la cravată, pe la 2 noapte ajung și ei la locul cu pricina și la 3 se termină nunta. Și o scoateți să rămână tot în partea stângă și o și întoarceți ca să o aveți toate cu fața acum. Așa. Așa. Puneți două degete de desubt și băgați partea groasă din nou. Ce ai făcut nu ca ți-ai sus de ție acum? Este gata, mai trebuie decât. Nu, ne intimidează. E clar, nu știa ăla de pe internet să explice. Dar asta nu e o problemă, pentru că dacă stai la bloc, sunt avantaje. Adică ai vecini buni și pricepuți. Nu-i bine, nu-i bine.
Uite așa o dată. Deci asta vine peste, da? Da, dar e și mare. Haideți, fraților, că se termină nunta. Ce dublu? Dublu. Ăla e dublu acolo. Du-te o dată peste. O tragi pe față. Cum așa? Așa. Așa, așa, o tragi pe-ntre. Nu e bine aici, mă. În vlog nu-i nimeni să facă unul o dată. Vine neajenel acum. Ia-mă-l pe neajenel. Acum vine. Hai neajenică, hai la nu neajenică. Sănătate, să fii sănătos. Bine ai venit. Nu-l știți pe neajenică? E de Colea, din cartierul vecin. Are cum o faci el la noi. Da, vezi că ești filmat. Așa. Haideți neajenică, ne-ai întâlnit și slab. De ce mă bastine? Păi uite, nu ne pricepem să facem și noi un nod de cravat. Hai, mă. Mă rog cu oamenii ăștia mai experimentați. Și gata, nodul. Bravo, meneajene. Așa. Nici foarte strâns, nu, dar nici foarte. Perfect, așa. Nici prea mic, nici prea mare, e bine, și nu e bine. E bine, neașane. Gata. Îi dă mulțumit așa, să fii sănătos, perfect. Sănătate multă. Ești foarte frumoasă, să știi. E ce-mi doream eu, culoarea care-mi doream eu. Și mi-a luat și tentuță frumoasă și da. Sandale și buchetarul, e splendid. Câteva ore înainte de nuntă, Adina intră în panică. Lucru de înțeles dacă ne gândim la faptul că evenimentul nu poate avea loc fără preot. Din păcate, tot n-am vorbit cu preotul, am făcut rost de numărul lui și încerc să-l sun. Sper să poată. Alo? Alo? Sărna părinte. Bună ziua. V-am căutat de două zile, vă tot caut pe la biserică. Am pus pleca la Seisa din Moldova. Am și o întrebare, o rugăminte, dacă mă puteți ajuta. Organizez cununia de argint părinților mei. Da. Și totul într-un timp foarte scurt. Asta se va întâmpla astăzi la ora 5. La ora 5? Da. Da. Sunteți liberi, să înțeleg? Da, da. La 5, mulțumesc mult. Ne vedem atunci. Ne vedem la ora 5, mulțumesc. Da. La revedere. Adina, înțelegem perfect de ce răsufli ușurat. Doar că nu ai timp să te relaxezi. Mai sunt 4 ore până la cununie, iar părinții nu știu încă nimic. Haideți să mergem la mami și la tati. Sunt foarte mulțumită, mai pătremur toată ziua. Am tremurat toată noaptea. La fel, am și musafiri, cred. Mami, tati, astăzi este nunta voastră, nunta de argint. Ziua mea. Dar nu-mi tavasă de argint. Sărbătorește acest eveniment o dată cu ziua ei. Preferă să... E frumos, e interesant. Este bucat. Yes. Nu plinge, că nu-mi place. Asta e invitația? Nu mai trebuie. Citești tu, că eu nu pot da cuvință. În fiecare an de ziua mea, ați transformat realitatea în magie, iar acum vreau să vă transform aniversarea mea în nuntea de argint a voastră. Orice e posibil, doar în vise și în drag. M-am uitat să-mi fi la mulți ani. Mulțumesc! Sănătate multe, să-ți dea Dumnezeu cu binele din lume. Mersi! Meritați totul! Sunteți... Nu știam de ce... Faceți toate eforturile pentru mine. Ajunge acasă. Și bă, nu mi s-a întâmplat în viața mea la 12 să fiu zgonit de la dute. Am vorbit cu patronii să te trimit acasă. Mi-au spus că ești îngrijorat, că nu știu ce se întâmplă, că... Nu știam ce-i cu mine. Am plecat, am puțin în ploiești. Hai să vedem ce face. Zic să ajung, că e ziua ta. Bă, n-am văzut că l-ai născut-o, că o să fiu neapărat. Nu găsă nici cuvinte nimic. Cu ajutorul lor. De la emisiunea Căstăți Părinții, la care ne-am uitat la prima emisiune. Și am zis, Doamne, ce fericită la care reușește să facă surpriza asta a părinților. Acum mergem la salon și tu mă aștepți. Bineînțeles. Așa. Asta? Asta e așa. Este din partea noastră și de la radio. Mulțumesc, îi mulțumesc. Hai să te puși pe tine. Mulțumesc. Păi și eu sunt, că... Aoleu, am și cadou. Dau inima mea, ai grijă ce faci cu ea. Mulțumesc! 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 Hai să lăs astea în casă și mergem... Eu, tu, mergi cu mine. Zic, îi facem noi surpriză lua de Ana, ești chiar așa. Zic, poți să arunc și mai târziu, că da. Nu mai pot. Mulțumesc! De 22 de ani. Hai, mă. Lasă acolo, nu?
Ce lași tot acum? Buchetul așa cum, da. O surpriză faină, surpriză, nu? Nu, mai bine lasă-mă că... No. Eu ți-am spus că e ceva să întâmplă. Pentru zic. Asta merită fata. Eu și când veneam înspre Reares pe Ploiești, zic, bă, ceva se întâmplă, că nimeni nu m-a pins așa, du-te. Ceva complice o mai fi avut ea? A avut cam mult. Nu, nici nu știu să mai vorbesc, nu știu dacă mă credeți. Da, m-a ajutat foarte mult mama e tata, ca să pot să fac asta, Angie și cu Lia. E surpriza atât de mare că nu... Mă copleșesc toate. Ele au fost... Da, da, da. Tu cu mașina mea... În ziua aia, da. Îmi pare rău că a trebuit să vă mint. V-am mințit. Măi, mami, dau de repădruni și întreb, tată, ce... Unde voi să vă petelă? Facem niște analize. Mă analize, zic, na. A trebuit să vă mint un pic, îmi pare rău. Da. Nu prea o văd de emoționat așa, nu prea... Vreau să o văd eu implicat așa pe teren. Nu stai, oricum, până acum ea și-a făcut treaba bine. Și acum, la Ploiești, doamna Tudorache cu o coafură și cu o rochie impecabile și domnul Tudorache cu un nod la cravată impresionant de bine executat, iau mândri drumul bisericii. Vă așteptăm la distanție! Rămâna sănătate! Să fii sănătoși, sănătate maximă! Și uite așa, ajungi vedetă în cartier. Mergem acum la Câmpina, unde Adina trebuie să-și ducă repede mama la coafor, pentru că mai e puțin până la nuntă. Conduc eu, că tu clar nu poți. Nu, conduc tu, că eu nu pot să conduc altul. Am văzut prima emisiune. Vezi? Ne-am uitat amândouă. Și tot mai căutam să văd când e următoarea, dar n-am mai... Nu știam când mai... N-am mai fost decât o emisiune. Da. Păi... Așa ceva nu mă puteam gândi. Mi-ai spus că îți place și mi-ai spus și că sunt norocoși așa ce părinți. Da. Așa trebuie să fie. Ai un bun calciu la tine? Am. Să-mi dai și mie. De zilele astea am fost agitată. Abia am dormit. Mai bine, e adevărat, totuși. Nu, da, vezi, se pare adevărat. Parcă visez. Sper să nu mă trezesc, să nu fie adevărat. Stai. Chiar adevărat. Unde? Și la preot? A, da, că am citit pe invitație. Stai, ți-am zis. Dar cum ți-a picat ție ideea asta? Te-ai chinuit foarte mult, am trecut să-ți faci nunta. Da, tot amândouă am plănuit. Tot amândouă, să facem surpriză lui tata de ziua lui. Dar de data asta să mă uimesc și pe mine. Da, de data asta a fost o surpriză mai mare. Și pentru tine și pentru el. Nu numai pentru el, dar atunci era numai pentru el. Nu mă gândeam niciodată că mi se poate întâmpla o surpriză atât de mare. Da, o purtați. O purtam de atunci. Da, n-am vrut să vă mai cumpăr. Cam și dacă tot o purtați, le aveți pe alea de azi voi. O să le dăm dacă la biserică, să le facă, să le sfințească și noi. Să nu care cumva să credeți că la Ploiești emoțiile trec așa cu una cu două, că doar e nunta de argint la care nu credem că se fură mireasa. Se fură mirii cu totul. Răzvane, nu, nu am luat-o pe aici. Nu i-am văzut. Se pare că ne-am rătăcit. Ah, l-am luat-o pe drumul greșit. Scuzați-mă, dau un telefon să vedem unde anume trebuie să ajungem, că ne-am rătăcit. De la atâtea emoții ne-am și rătăcit. Sună ocupat? Da, mă sună pe mine. Hai că ne-am rătăcit, nu știu pe unde ați luat-o voi, nu mai eram atent la altceva. Unde, voi pe unde ați luat-o? Hai că ies în fața acum, la unul mai. Hai că întorc acum și... Pe ce stradă? Merg înainte. Și a câta stradă? Unde? În stânga, în dreapta? Bine, ok. Bine. La stânga. Și a cincea stradă. Bine, a rătăcit, dar nu contează. Important e că... Ia uite ce bine. Nu găsesc restaurantul. Nu, biserica, dragă. A, biserica nu găsesc. Păi da. Ce ți-am spus? Avem și română. Știi cine? Gina și Ilie Irnaș. Uite și pe Dana! Bună dimineața! Ne pierd mireasa! Hai să nu pierd mireasa! Doamne, Maica, Doamne! Să rămână anășică cu adevărat, să rămâne sănătate! Mulțumim, să rămână sănătate! Bine ați venit! Să rămână sănătate! Tatălui meu îi plăceau foarte mult ochii mamei. S-a îndrăgostit de doi ochi verzi. Iar mamei îi plăcea fizic de tata. Tata era înalt, solid, era bine făcut. A fost dragoste la prima vedere. După 25 de ani, însoțiți de cea care și atunci ar fi vrut să le fie nașă, Luminița și Andrei,
Câmpina, familia Gheorghiceanu e puțin în întârziere, dar Iureșul s-a mai liniștit și abia acum părinții își dau seama cu adevărat cam ce li se întâmplă. Dar ține așteaptă. Întrebarea zice, e aceea sau e alta? E aceea. Mai frumoasă. E frumoasă? Frumoasă, parcă e alta. Cum să crezi? Păi de asta vorbeam și cu Dan și... Unde să vă și... Să și îmbrăcăm, da? Da. Mai ales eu. Domnul Generica. Dar nu mă gândeam la chestia asta, să facă... Iubire. Mami, tati, da. Cu ce vă îmbrăcați? I-am zis că în training. Da, v-am adus haine. Asta e pentru tine. Asta e pentru tine. Deci te țintă de o sti până la capăt, deci nu faci, nu te oprești, nu? Ia să vă știu ce am dat aici. Asta nu e asta. Nu e asta? Asta e asta. Ne retragem? Hai, cinerică. Hai. Părând, mama, sau tu dincolo, la mine? Du-te, Bibi, la Adin. Hai, că ți-e-ți place la mine în cameră. Mersi. Du-te, Bibi, la Adina. Super, măi, Adina. La Ploiești, petrecerea deja stă să înceapă. Lume multă, pahare cu picior, șampanie, îmbrățișare și pupători cu drac. Cam cum se întâmplă pe la o nuntă. Doar că asta este de argint. Mirii nu-și mai fac multe proiecții în afară de cele cu nepoți. În schimb, au multe amintiri. Ce faci, tati? Aul, ce tata! Vai, ce fain ești! Da, pantalonii, cum așteptam. Lungi, trebuie să ți-i modific. Aici, eu uite ce se întâmplă. Că nu găsim pe mărimea lui, trebuie să-i facem cumva. Va trebui să-ți dai din nou pantalonii jos, da? Da, și prima oară. Ce să-i fac? Am eu. Ia boldu. Înțeapă-mă că mă simt fericită acum. Hai, că te-am lăsat cum sunt ceva, m-am lăsat. Și vezi că piciorul ăsta va mai lung, că e de fugă. Nu, gata. Și ăsta? Da, mă dute și pantalonii jos, ca să le facem repede și... Da. Cam așa trebuie călcată? Acum, dacă m-am învelit cu ea, ce să mai calci? Atunci nu plec. Nunta de argint a soților Tudorache a început cu dansul mirilor pe muzica lui Stevie Wonder. Bineînțeles, e o piesă de dragoste compusă tocmai în anul în care a început iubirea celor doi. O simplă coincidență, probabil, dar una frumoasă. Câmpina, în sfârșit, lumea pare să fie pregătită. Am spus pare? Bine, acum au mai rămas doar niște mici detalii de pus la punct. Cam de vreo 20 de centimetri. Da? După aia călcăm, facem dunga dreaptă la pantalon, băgăm banta între astea și călcăm și se lipește. Să dai dângă. Nu puneți prea multe camere pe aia, să sperie pe mai să taie pantalonii mai de sus. Și face de apa dâncă. Mai râde, mai tare. Face de apa dâncă, poate că... Modifică dânsa pantalonii? Păi nu este... I-a tăiat? Da. Și îi lasă așa? Depinde acum, inundație. Că ai și emoții, nu mai știu ce să stai, ce să fac. Să nu tai de la prâmul jos. Am tati, eu m-am dus să mă schimb și eu, că nu pot să apară voi așa, eleganți, eu așa. Da? Da? Deci pa. Până atunci... Pa, da. Te ajut, mă? Hai, te rog. Hai, că tu ești umărul meu aici. Uite cum da acolo, nu da ca acolo. Așa, ce ai zis să pun? Aici. Mami, tati, aveți un papir. Asta aștepte un... A venit nașii. Am grădină, unii centimetru, mamă. Ei sunt nașii. Uiteam tot ce-ți dorești. Uite ce surpriză. Te gândeai? Niciodată. Și nici nu încă nu pot să-mi fiți fericit. Mă opresc niciodată. Și tot ce vă doriți voi, bine v-am găsit. Păi n-aș fi... Da, 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 vine așa, între așa, să calcă și se lipește. Dar întâi trebuie tivul făcut. Întâi potrivește tivul. Am așa, invers. 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 Așa. Așa.
la 25 de ani de căsătorie. Sincer vă spun, nu am trecut nici când am cunoscut-o și când am iscălit certificatul de căsătorie, 18 octombrie 1985. Sunt atâția ani, pune cazuri, bucurii, s-au strâns toate într-un coș, dar Dumnezeu ne-a ajutat și am trecut peste ele, avem o familie unită, închegată, cu Dumnezeu înainte. Un soț își strânge în brațe soția. Un frate dansează cu sora lui. Nașii nu mai sunt nevoiți să vegheze. Acum doar admiră, la fel cum fac și ceilalți. Frumos! Calmează-te! Tati, dar cum poți? Că nu... Dar promiți să zici, da? Zic, mami! Ce copil frumos am! Prințesa lui mami! Haide să mergem. De să mai cup o dată. Mai o jumătate de dată. Știi cât noi depupăm toată ziua? Ne pisicim. Hai. Hai. Apoi aveți altă mașină? Avem altă mașină? Da. Una acolo, cu un covor. A venit rândul soților Gherghiceanu să fie ei cei răsfățați. Ani de-a rândul nu s-au îndurat să-și facă mofturile. Cam totul era pentru Adina. Acum le-a venit și lor rândul. Ce frumosei sunteți, mă, ca varmava! Nici când te-ai surat prima dată, nu era aia. Nu era aia, de cum arătai. Se vedea dragostea lor, se soldeau din priviri, tot timpul se sărutau, se îmbrățișau, se alintau. Sănătate. Mulțumesc! Mult mai liniștiți și cu verighetele proaspăt sfințite, soților Gherghiceanu le mai rămâne să petreacă. Și-o vor face alături de cei mai dragi oameni. Să fie într-un ceas bun! O notă pozitivă, ca să spun așa, angajat... Da, orchestranți, cu muzică live. Gustul, într-adevăr, are gusturi fine. Înapoi la Ploiești, unde aruncăm o privire la ce se întâmplă. Păi ce să se întâmple? Lumea se distrează, iar Mirele este în centrul atenției. Cu pantofii lui cei noi, despre care acum știm de ce au fost aleși cei mai rezistenți. Altă tare! Ia uite-l! Ce fiu! Aoleu, doamnă! Bună seara! Este un moment special și vreau ca mami și tati să vină pe ringul de dans să danseze. Iar? Chiar emoționant ce se întâmplă, dar după ce vă bucurați puțin de acest moment, poate vă amintiți că tatăl nu a vrut să-i se calce cămașa înainte de a pleca de acasă. Nu, domnule, nu se poate! Cum să fie tata șifonat la propria-i nuntă? Bravo, Adina! Ia atitudine!
Păi de-aia te-ai chinuit două săptămâni întreagă? Să se apuce cei din Câmpina să spună după nuntă că mirele a avut cam așa șifonată? Și până la urmă cât durează? Dar ia stați așa, cum se face că tocmai mirele ajunge să-și calce cămașa? Sigur e perfecționist. Bravo, bravo, bine! Un pic mă pune, că acolo faceți... Ce faceți voi aici? Călcăm cămașa al tata, că e șifonată rău. Dacă nu mi-ai dat-o acasă... Păi n-am vrut acasă, hai să-mi întreb. Așa obișnuiește. Este un sus deosebit, își mai caldă cămașa din Ehe, altă treabă. Mirele e gige acum și pupăcios. Și după 25 de ani, socră tot socră rămâne. Și mama dânsului? Cred că da. Super tare. Mamă, tată, acesta este cadoul meu pentru voi în această seară. Și sper să vă aduceți aminte de momentul acesta cu plăcere. Vă rog frumos să desfaceți, să vedeți dacă vă place și dacă este pe gustul vostru. Mulțumim mult! Mulțumim mult, tată! Acest cadou reprezintă dragostea mea către voi. Să nu uitați niciodată că vă iubim enorm de mult! Nu mai plângeți. Nu mai, gata, te roagă. Nu mai plângeți, vă știți întotdeauna că vă iubim. Deci emoțiile ne copleșesc, cuvinte nu mai avem. Vă mulțumim din suflet. Vă spun sincer, copiii ăștia... Și surprizele vin din minut în minut, nu știu la ce să mă aștept. De azi dimineața de la 10 sunt tot într-o... Tensiune maximă. Emoții. Eu deja după 4 pare de vin am început să revin puțin. Să spun adevărul. De aici încolo puteți să stați de vorbă cu mine, că merge pura ca un papagal. Sunteți aproape de noi, știam că ne iubiți, știam că sunteți aproape. Speram să se revadă. Vă spun sincer, cele mai mari surprize n-am avut de când m-am născut până în prezent. Fără lipsă de modestie, vă spun, amândoi copiii sunt realizarea vieții noastre. Nu mai avem cuvinte de laude asupra lor. Fără vreo cută la cămașă, parcă mai abitir dansează acum mirele însoțit de iubita lui mireasă. Dar haide să-i lăsăm cu ale lor, că noi avem puțină treabă. L-a lăsat pe Bibi după 25 de ani să-și calce singur cămașa. Morala este că după 25 de ani tot singur să calce cămașa. Așa vezi, și bine să nu stai cu socrii, nu? Mâine azi lucrăm pe mama acasă. Atunci e chiar și eu. Să nu faci asta. Dar să vă dau tricouri. Măi, eu i-am mai recenți, cam ca de la nunta noastră e poza asta. Stai să-i așez, nu așez. Haideți, pe podiu. Deci tu ești prima, da. Căsătoria. Ia. Așa. Și eu, așa. Și eu pe unde sunt? Aici. Da, da. Și acolo ce? Să vedem acum și reacția celor doi miri. Noi nu credem că se vor supăra. Dumneavoastră... Am o surpriză pentru voi. Încă una. Fericit. Eu ce ciufă aveam. Vreau ca să veniți lângă mine și să-mi recunoaște, dacă puteți, cum unde erați în pozele astea. Nu punem da. La colonie. Da. Anu, uite, mă, ce frumos. Tinerică, poți să pui mireasa? Da? Bunicule. Hai, tatică, tu știi. Nu, eu... Poți să fac? 2-1-2, aportă al treilea personaj. Complice. Iubita mică, dar nu știu... Pupă, bibi, păpita, pupă, pupă. Hai. Mulțumesc. Aici? Aici e la acasă, la Câmpina. Nu e adevărat. Nu e adevărat? Ia mai gândiți. Unde e perdoua până jos? La Pușa. La Pușa, la bravo! La Pușa, bravo! Nu pup, nu mai pup. Nu pup nimic, că e vașoară, da? Ficusul. Următorul. Aici eram naș la... Nu? La finii măncii. Pasta blondă. Adică pa, era blondă. Pe na. E, de la asta e sunt. Aici un preușor. Nu mai știu. Cum nu? Fac acasă la noi. Și asta este cea mai recentă. Și nu știu unde e. La mine. Hai. Mi-a plăcut. Mă, iertie-mi că s-a plăcut. Ce mi-am făcut? Te-am zis, aveam cu sustiță.
Asta e invitația la nuntă noastră. Invitația la nuntă. Și? Biletele care le lăsai când m-am pe masă? Vezi? În 2000. Sănătura ta? Doricele copte de mine? Cum le zisai că n-am trebuit să mă ocupe? Acestea sunt surprizele mele pentru nunta voastră de argint. Să rămână amătă. Bravo, să fii sănătoși! Prin visă nu mă gândeam că o să am parte de ziua ei, de o sărbătoare a cununiei. Eu, care mă consider un om al surprizelor, nu m-am gândit că poate să mi se întâmple așa ceva. Nu pot decât să o felicit, să-i urez multă sănătate, fericire și să aibă parte numai de noroc și de bine. Aceasta a fost povestea celor două familii, povestea nunții lor de argint. Fiecare și-a trăit frumos în felul lui emoția și pentru fiecare momentele au însemnat la fel de mult. Cât despre emisiunea noastră, ea este una concurs, în care unii câștigă premiul cel mare, iar alții nu vor pierde, ci vor câștiga un premiu mai mic. Mă acordăm locul întâi, Elena. Corect. Părerea mea este că s-a simțit feelingul acela extraordinar de pregnant. La Gina a fost, da, a fost și ea pe gatiță. Arăta foarte bine, elegant. Cu limuzină, cu covorul roșu, a fost ok, dar parcă totuși emoția a familiei Elena a fost mai mare și atunci... Nu parcă, sigur. Excursiile sunt oferite de Kiss Travel. Locul întâi va pleca un weekend în Europa, iar locul al doilea se va bucura de un weekend în țară. Am primit un pic. Să vedem ce am câștigat aici. Poate că ai ieșit foarte bine, nu contează primul. A fost foarte frumos și faptul că a fost de ziua mea, pentru a ieși foarte bine. Locul 2. Foarte frumos. Mă bucur pentru tine. Ce bine lipit este.